Deputatul Elena Udrea a ținut să-l facă atent pe primarul Romanului asupra faptului că cei din USL, în special din tabăra PNL, fac orice pentru a-i pune bețe în roate. Deputatul a declarat că acele controle la proiectul microhidrocentralei sau la diferite servicii subordonate primăriei nu au fost întâmplătoare. USL-ul, spune Elena Udrea, ar încerca să blocheze proiectul microhidrocentralei de pe râul Moldova. Deci au încercat la Ministerul Economiei să pună piedici, să nu mai primiți bani pentru continuarea acestui proiect. V-au trimis, știți bine, și controlele și aici vine și vestea bună. Asta a fost vestea proastă, că au încercat să vă blocheze proiectul. Vestea bună este că, unu, n-au reușit, doi, toate controlele care v-au venit pe acest proiect au constatat că el se desfășoară legal și că nu aveți nicio problemă, n-ați încălcat nicio lege, nicio prevedere legală. Deci, din acest punct de vedere, cu toate eforturile lor de a vă bloca și de a vă pune bețe în roate, nu au reușit să o facă. Nici n-au reușit să vă blocheze finanțarea, nici n-au reușit să vă genereze un eventual dosar dumneavoastră personal. Deci asta este modul în care PNL, dar nu numai reprezentanții PNL, ci ai USL-ului, înțeleg să facă politică. De la liberal, sigur. Presupun că de la dânsul, pentru că din comportamentul pe care îl are, și v-am spus, compar nu cu ceea ce aș vrea eu, compar cu ceilalți colegi parlamentari. Dânsul este singurul căruia nu îi pasă de ce se întâmplă în județ, în Roman, în Ion Creangă. Are strict un proiect politic personal și de partid în care cel încurcă pe el, chiar dacă e bun pentru nemțeni, pentru romașcani, pentru cei din Ion Creangă, trebuie distrus. Dânsul este singurul căruia nu îi pasă de ce se întâmplă în județ, mai spune Elena Udrea despre Dorin Ursărescu. Păi simplu, în Roman se derulează numai proiecte din guvernarea PDL. Marea parte a acestor proiecte, proiectele semnate de Elena Udrea și domnul Leoran. Un singur proiect vreau să văd semnat de, cum îl cheamă pe acest domn? Florin Ursărescu. Deci un singur, Dorin Ursărescu. Deci un singur proiect vreau să văd de domnul Dorinel Umbrărescu, sau cum îl cheamă. Spun despre reprezentantul liberalilor din acest colegiu în Parlament că este cel care nu e în stare să facă echipă în Parlamentul României pentru Romani. Vreau să vă spun că am o relație foarte bună și avem o relație foarte bună cu ceilalți colegi parlamentari de Roman. Și de câte ori s-a pus problema să avem o poziție comună pentru Roman și Ion Creangă, cu ceilalți parlamentari de Neamț, de câte ori s-a pus problema să avem o poziție comună pentru locuitorii din Roman și Ion Creangă, pentru nemțeni în general, am făcut front comun. Singurul care nu este în această echipă a nemțenilor este domnul acesta de la PNL. Cum îl cheamă domnul primar? Mai spuneți o dată. Domnul deputat Ursărescu. Deci este singurul care nu a făcut echipă pentru nemțeni cu noi ceilalți parlamentari, care chiar dacă suntem din partide diferite, când vine vorba de Neamț, când vine vorba de Roman, de Ion Creangă, facem front comun și reprezentăm interesele locuitorilor județului. La rândul său, deputatul Ursărescu a făcut o declarație pe subiect în care spune că deputatul Udrea aberează și că are un singur obiectiv, acela de a fi în centrul atenției. Elena Udrea, dacă tot vine așa de rar la Roman, încearcă să iasă în evidență din orice și spune prostii, pentru că poate pe vremea PTL-ului se întâmplă așa. Ridicau controle la comandă. Eu, din câte știu, proiectul cu hidrocentrala de la Roman are finanțarea îngreunată pentru că face parte, este finanțat de pe Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, care încă este suspendat. Este suspendat din cauza nereguilor a nelegiuirilor făcute în timpul guvernării PDL, inclusiv Programul Operațional Regional, de care a răspuns personal doamna Elena Udrea, a fost blocat, a fost suspendat și abia la începutul anului a fost deblocat. Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, abia în februarie-martie a fost deblocat. Programul Operațional Sectorial Transporturi, s-a deblocat Relu FNQ-ul, acum 3 luni de zile.
Face declarații la adresa mea pentru că probabil sunt singurul care nu stă la discuții cu ea, mai spune Dorin Ursărescu. Legat de ce spunea doamna deputat cu privire la faptul că dumneavoastră n-ați vrea să faceți front comun cu ceilalți parlamentari pentru județ? Eu cu Elena Udrea n-am ce front să fac, pentru că dumneavoastră a fost trimisă aici să candideze. Ea n-are nimic în comun cu Romanul decât dorința de a parveni, de a se menține la putere, de a se agreta de putere și pentru asta s-a folosit și de unii romașcani care chiar au crezut și care chiar au mers pe mâna primarului. Și în același timp s-a folosit și de o lege strâmbă care i-a permis să devină parlamentar chiar de pe locul 2. Iar cel de pe locul 1 se rămână acasă. E vorba de domnul Liviu Brătescu. Dorin Ursărescu spune despre Elena Udrea că nu a reușit să facă nimic pentru comunitate, deși o reprezintă de un an și jumătate, în timp ce deputatul PDL spune același lucru despre liberali, că nu fac nimic pentru romașcani.